Totdeauna că o imagine e o mie de cuvinte. E, pentru mine un cuvânt sunt o mie de imagini. Adică aici funcționăm. Și atunci și eu fiind plecat sau îndepărtat, că poți fi plecat de o ființă care stă la jumătate de metru de tine. Eu eram la 10.000. Trăind în toată tentația aia de acolo, nefiind și venind cu avion din Germania pentru sex în Thailanda. Da? Eu am trăit acolo, am trăit cu oamenii și mi-am dat seama ce diferit văd ei lucruri în față de noi. Hinduismul față de ortodoxism, cu toate că am putea spune unde a fi fost Hristos zilele alea în care nu știe nimeni și a venit înapoi cu minunile. Da? Este un fel de înțelegere a Universului, a pulsației, deci parte din el, deci energie. Și atunci venim și citind poezia lui George, ne-am dat seama că gândim undeva la fel. Și de-aia am făcut lucruri care eu sper că am înțeles. Că și-aduce aminte și el. A treia întâlnire care am avut, mă zic, eu cred că este cam dor de chestia asta, de care tot scrii și insiști la ea. Ceea ce mi-a fost și mie dor. De când vorba aia s-au despărțit și mi-a fost dor de mama, așa mi-a fost dor de țară, așa mi-a fost dor de nevastă, de copil. Și astea sunt niște chestii care se transmit. Și ele se simt. Și dacă cineva știe să le scrie bine, le și transmite mai departe. Dacă eu pictez bine, ce am simțit eu de la modelul ăla, am transmis și a simțit și cel care vizionează. Deci asta este momentul de revelație prin care toți cei care creează trebuie să-l aibă sau trebuie să treacă. Atunci transformă lucrurile. Atunci îți dai seama că ești făcut pentru ceva și că încerci să împlinești lucrurile. Eu mă bucur că din cele două cărți care am lucrat împreună ne-am aproape, zic, acomodat unul cu celălalt. Urmează. Dar am făcut, da, urmează dezastru. Dar nu e nimic. Apocalipsa. Face parte din cutremur. De ce se aseamănă femeia cu tsunami? Pentru că vine când nu te aștept și pleacă cu tot. Acum ce se face? Bravo, băi!